În câteva luni, absolvenții claselor A8-a vor decide unde vor merge mai departe. La colegiile naționale militare încep înscrierile, iar cei care își doresc să pornească pe acest drum trebuie să știe care sunt etapele. Ministerul Apărării Naționale desfășoară pentru anul școlar 2024-2025 concurs de admitere pe cele 816 locuri disponibile în colegiile naționale militare. Astfel, Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare, Câmpul Lung Moldovenesc, 168 de locuri, Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir Braza, 168 de locuri, Colegiul Național Militar Mihai Viteazul, Alba Iulia, 168 de locuri, Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu din Craiova, 168 de locuri și Colegiul Național Militar Alexandru Ioan Cuza din Constanța, 144 de locuri. Criteriile specifice de recrutare sunt următoarele. Vârsta de cel mult 16 ani împliniți în anul 2024, anul desfășurării concursului de admitere și absolvenția învățământului secundar inferior sau gimnazial sau să facă dovada absolvirii acestuia până la data clasificării finale, ultima etapă a concursului de admitere. Înscrierea se face online pe platforma recrutare.mapn.ro, iar termenul limită de înscriere a potențialilor candidați este 22 martie 2024. Apoi, în perioada 5 februarie-12 aprilie, va avea loc selecția în cadrul Centrului Zonal de Selecție și Orientare Câmpul Lung Moldovenesc. Vor urma vizita medicală, finalizarea dosarului și apoi admiterea. Pentru a promova oferta educațională, militarii vin mai aproape de elevi, iar prin cadrul unor campanii care se desfășoară în unitățile de învățământ, își prezintă tehnicile și dotările, dar și avantajele unei cariere în armată. Avem programe de la învățământul post-liceal până la învățământul universitar și avem și programe de cursuri pentru soldații gradați profesioniști. Sunt atrași tinerii de această carieră? Vin, sunt interesați să vadă care sunt etapele următoare? În principiu, da, sunt foarte mulți tineri interesați. În principiu, cei de clasa 8-a care vor să urmeze, să înceapă exact de la liceul militar și să acceadă cât mai sus în carieră. Dar în principiu sunt foarte multe persoane interesate. Care este, care ar fi avantajele, ca să-i atragem pe tineri, care ar fi avantajele unei cariere militare? Sunt foarte multe avantaje, începând de la învățământul militar, care este gratuit. De asemenea, vizita medicală este gratuită, echipamentul este gratuit și au și foarte multe avantaje fiind în acest câmp, în câmpul muncii. Eu vreau să mă duc la zbor și vreau să stau în elicopter. Am nevoie de băieți la elicopter. Dar băieții la elicopter nu pot zbura fără maestri de elicopter, care se ocupă de mentenanță. Ei se ocupă de mentenanță, dar elicopterul nu are motorină, știu eu cu ce merge. Și atunci vine partea logistică, care ei vin cu bidonașul și pun acolo. Adică totul este așa, interconectat. Și avem toți nevoie unii de alții. Și mai presus de toată treaba asta, când eu am nevoie de el, dar e un fel de simbioză, aș putea să spun. Adică mie îmi place să lucrez cu el, îmi aduce beneficii, lui îi place să lucreze cu mine, îmi aduce și lui beneficii. Simbioza asta ne face pe amândoi fericiți. Sau am în 3, sau am în 4, depinde de structuri. Când treaba asta se întâmplă regulat, duce la prietenii. Dacă eu am nevoie și sunt, oriunde din țara asta, și nu doar în țara asta, cum mi s-a întâmplat și în America, să am nevoie de cineva. Și am avut pe cineva în America, cu care a fost în misiune și a zis, uite, am nevoie de tine neapărat. Detalii suplimentare se găsesc și pe internet, pe site-ul oficial al Ministerului Apărării Naționale, la adresa mapn.ro, recrutare.mapn.ro sau pe pagina de Facebook a Centrului Militar Zonal Iași.